am trăit pe Chetrosul, nu mă gândeam să mă despărțesc, că mă gătesc, avem ferești, uși pentru casă și fac casă, când e într-o bună zi îmi spune că s-a schimbat foaia pe altă parte, tu trebuie să lepezi muzica, trebuie să lepezi tot. Bunelul ei lucra grăjdar și să mă duc să eu și eu izdovod și eu o pereche de cai, că ea că este o pereche de cai tare bună. Și am fost nevoit să iau clărnețelul și începe îndeași cu cărți, cu note. Și pe jos, de la Chetrosul iarna, am venit acasă aici, unde avem, aici rămăsese tot carasul mladeț, că e una la părinți. Și am venit aici acasă și avem aici numai un câine, și ala bunelul meu vine și îl hrănea. Și eu dar m-am dus la bunelul meu, el a fost judecat pe 25 de ani în Sibirie, la Iarcuțc, pentru credință, crede în Dumnezeu. Și l-a dus și eu dar m-am dus și m-a dat să-mi și eu în credință. Și am avut un prieten tare bun, poate îl știți, la Țaua Fieghe Matfisiuc. Și eu învățam prin corespondență la sorocă, iar s-a dus, a văzut pe Ionuț și au venit aici la Țaregrad. Tu, pentru, spune el, să lepeți școala, să lepeți, hai, o cădat, el m-a berberetat, m-a pus în funcție și m-a luat, că Victor Fiodor, și noi eram cunoscuți cu Victor Fiodor și fost săraci. Dumnezeu să lepeți, poate ați auzit din la sorocă, preda acordeonul ăla, învățător. Și mai în scurt m-a dus și am terminat, vreau să zic, el dar m-a luat la lucru. Eu am terminat pe fanfară, conducătorul fanfară. Și apoi el m-a luat la dânsul în taraf la Dundușeni și a venit directorul casei de cultură în tenor și m-a ascultat cum cânt la clarinet, mă ocupam atunci mai serios, da? Și de acolo, dar m-am apărut la tenor are altă problemă. Și iar m-am despărțit, iar m-am dus la Redmar, dar m-am trăit la Redmar cu soția aceasta, trăiesc undeva cu 54 de ani, dacă nu sunt mai mult, 54-56. La urmă sunt număr câți ani ai, acum? Da, și trăiesc cu dânsă împreună, mulți ani n-am fost scris, dar când am văzut că noi n-avem putere, zic, voi muri, zic, hai măcar să mor scris. Și m-am scris cu dânsa. În casa aceasta, și asta soției, la mine, a fost druciu stat până la ora 4 dimineață. A fost uschi, a fost pârlea, a fost Zinaida Giulia, a fost Ion Dascăl, Soroceanu, mai în scurt, a fost tare mult. Dar Zinaida Giulia, băietul meu, vreau zic, mi-a început cu naiul. Impresionaiul. Și când într-o zi afară ies, aud un sunet, barcăt, nu e așa un sunet. Întreb în casă, zic, Dinu, dar băietul nu e în ea. Să știi, a avut un bărbat, el era prieten și tare bun. Eu nici nu l-am schimbat din familia lui tatălui, că l-a stemat pe tatălui și n-am vrut să-l simt. Și când am văzut și l-am pus